imaginea unei dureri dincolo de cuvinte, un bebeluș a fost scos de sub dărâmături după 60 de ore, ținând strâns în pumnul lui o șuviță din părul mamei. Se scurg secundele, minutele, orele și zilele încet în zonele afectate de cutremure, iar lupta pentru viețile celor aflați sub dărâmături este dramatică. Liniștea de mormânt, după strigătul speranței ne aude cineva, sapără în adânci în sufletele salvatorilor. Apoi se lasă doar tăcerea grea. În ruinele de după dezastru, moartea își ia rând pe rând tributul. Șansele ca oamenii să fie în viață se micșorează în fiecare clipă, însă în toată această negură a morții au loc miracole, unele care dau noi fărâm de speranță. La doar 20 de zile de viață, Kerem poate deveni un simbol. A fost scos de sub dărâmăturile blocului din Hatay, Turcia, după 60 de ore. Un trup firav, din care inima nu a încetat să bată. Vizibil slăbit, bebelușul încerca să tragă în piept cât mai mult aer. Atunci când salvatorii au vrut să-i deschidă pumnișorul pe care îl ținea strâns, au rămas fără glas. Kerem s-a întors la viața de dincolo de dărâmături, luând cu el o parte din mama lui, o șuviță de păr la care nu a vrut să renunțe ieșind la suprafață, o amintire sau poate chiar forța care l-a ajutat să lupte. Deocamdată nu se știe dacă mama lui trăiește sau a murit sacrificându-se pentru Kerem, relatează observatornews.ro.